frumoasă, dar simțeam că nu sunt la mine. Toate acele frumuseți mi se păreau străine. Pășeam printre lucrurile de acolo cu teamă. Nu simțeam că sunt ale mele și nici că mă cunosc și mă cheamă. Deși acolo se vorbea frumos și era bucurie, parcă nu mi se potriva mie. Nu pot spune că cineva se purta cu mine urât, dar nu mi-era destul numai atât. Apoi, când au întins o masă, care nu semăna deloc cu a noastră, m-am lipit de tata și am spus, hai să mergem acasă. Ce bun e tatăl cel ceresc în dragostea lui Viitoare, pentru tot neamul omenesc, asta în mare neascultare, căci tatăl ne arată minuni și face soare să răsară peste răi și peste cei buni de dimineață până seară. Și el de ploaie peste drepți ca să se bucure de roade și tot la fel peste nedreți aceeași ploaie la forcade. Și astfel, făcând el ne arată, chiar depărtați de stăm, în grija sfântă el ne poartă să fim în viață, să existăm. Desăvârșiți, dar noi să fim, după modelul cel ceresc, și tot mai mult să stăruim în chipul cel dumnezeiesc. Amin. Aș vrea să am mereu aproape izvorul nesecat și sfânt, să sor din tainicele ape puterea faptă și cuvânt. Veșmântul gândurilor mele aș vrea să fie alb, curat, și în tot ce pot gândi vreodată, să n-am nimic antinat. Chiar simțurile întregi curate aș vrea să fie alb veșmânt, ca niciodată întinate să nu lucreze pe pământ. Privirile să fie limpezi, iar duhul blând și liniștit. Așa cum mă învăța Iisuse atunci când ne-am întâlnit. În inima aș vrea lumina prinsă din lumina ta, iar peste toate dă mantaua iubirii de la Golgota. Atunci voi fi curat, Iisuse, vă strămici în alt veșmânt ca stelele în miez de noapte în pribăgia pe pământ. Iar când la țânul veșniciei voi încola îngeresc pe pas, curat ca lacrima pe cene, curat vreau să sosesc acasă. În strălucirile mărețe, în nestemate în infinit, cu uimit de atâta frumusețe, să simt că drumul mi-e sfârșit. Aș vrea să am mereu aproape izvorul nesecat și sfânt, să sor din talicele ape, puterea în faptă și în cuvânt. Spuneau adesea rabine o vorbă, ce n-are în scriptură temelie, că în ziua în care păcătosul piere, în cerul este mare bucurie. Dar care om e în stare a judeca cine e sfânt și cine e păcătos? Sau cine în picioare poate sta la bara judecății lui Hristos? De multe ori, o oaie rătăcită, prin mărăcini sau stânci, sau râpi adânci, imploră ajutor și tot mai zbiară, căzută printre valuri și printre stânci. Păstorul cercetează și o găsește și se întoarce în staul fericit. E una doar, el însă o iubește și fără ea nu e liniștit. E adevărat că în staulul iubirii sunt 99 adăpostite, dar bucuria lui e și mai mare, că aude glasul oii rătăcite. Această oaie e lumea păcătoasă și orice suflet sincer care plânge. Iisus păstorul încă cercetează și drumul lui e însemnat cu sânge, iar cel care îl urmează în adevăr va deveni delos căutător și va întinde o mână de ajutor celor ce n-au nici turmă, nici păstor. Bucură de tinere, tinerețea ta, de că inima veselă cât ești tână, o plângere alesă de inima ta și plăcută în chilaș tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu așteptată. Gândește cine cade în inima ta și te poate să rog din trupul tău, căci tinerețea și zăcole vieții sunt trecătoare. Spre cerul spusă ruga mea cu cântec se împreună, să mă ferește calea rea, să merg pe calea bună. Credința toată în Iisus și a legii împlinire e calea ce ne duce sus, e drum de mântuire. E scris în Biblie așa, căci Doamne, Tu ești cale, veghează-mi pașii a urmat tot rostul voii Tale.
În lumea materială este rege, acela care astăzi mai mulți arginți, rușine n-are de fără de lege și împarte printre oameni suferințe, așa ca fiara la cumă de pradă, se aruncă să mai prindă un argint, ar face o și ce numai să-l vadă sclipind frumos când mâna-i tremurând. Dar după ce a strâns la barântuna, deodată în cărare s-a oprit, arginții spun dezlănțuind furtuna, stăpânul să le fie osândit. Și ascunzișul tainic se destramă, năpăstuiții vin toți cu temei. E ultimul tablou din marea dramă, deschis în suflet de arginții săi. Așa a fost, aduceți-vă aminte, un ucenic al Domnului Iisus, frumos avea și nume și veșminte, dar suflet doar arginții și i-a pus. Arginția numărată în preț de sânge, mișelul când vânduta pe Iisus, Mântuitorul era mielul jertfei, dar Iuda să se spunzure s-a dus. O, ce va fi când dintr-o viață, în ochii dreptului judecător, din ascunzișuri va fi dat pe față să vezi trecutul tău îngrozitor, va fi și Iuda dus la judecată și frații săi ascunși prin adunări, din ascunzișuri va fi dat pe față să vezi trecutul tău îngrozitor. O, frate drag, o frate scump în judecată dreaptă, coboară în inimă cu stărâinții de ești mâhnit, Iisus Hristos te iartă, dar tu să nu fii rău pentru arginți. Splata Domnului Vestine în poezie, trenul vieții. În trenul vieții am urcat plângând, chiar într-o zi de toamnă cenușie, pe când eram în mână de pământ, căutător avid de veșnicie. Aveam și un bilet în buzunar, ce mi l-a pus părinții la plecare, așa cum l-au primit și ei, în dar, și nu știam că-i scris pe el pierzare. Și legăna de roțile grăbite, lăsam în urmă atâtea stații dragi, grădina cu cire și negrite, pădurea și potecile cu șragi. La fiecare vârstă cu aia toane, sfârșind și începând mereu a joc, eu auzeam un scurt, să sunt vagoane și trenul iarăși lua din loc. După vreo 20 de stații printre ani, pe când visam alea cu castani, o voce spune pe-n ton domol, vă rog, biletul la control. Era un conductor amabil, plin, ca lua la ivirea dimineții și l-am văzut în mâna lui, ținând mesul trenurilor vieții. M-a întrebat parcă l-au și acum, cu zâmbet, ce lumea de frumusețe, de unde vin și unde să mă duc, pe ce am putut meu prin tinerețe. M-am deșteptat atunci ca dintr-un vis, văzând biletul meu în buzunar, când am văzut că iar fusese scris, am plâns atunci ca mici când mai amar. El mi-a promis că nu o să mă amendeze, că nu i-a stătut slujba ce a primit, și se trezească să avertizeze, să dea bilete roșii și gratuit. Dacă nu mă vine nemilos, un control, chipul fioros, pe șapcare ca emblem în craniu, iar vocea lui sună toios și straniu. Cei care nu aveți bilete cu viza grație, veți coboră cu mine la prima stație. Eu îl priveam și le ascultam năuc și pentru prima dată întrebarea, de unde vin și unde să mă duc, se ridica vigilios ca marea. El mi-a orbit din nou cu duieșie și sub lumina razei de lanternă, primi biletul de culoare purpurie, plin Golgota spre rai viață eternă. Și acel conductor blând a dispărut, dar și eu tot conductor m-am făcut, împărtășind aceeași misiune. De atunci, pe diferite rute, călătoresc mereu neobosit, să împart bilete încă nevândute, bilete către cerul gratuit. Pe cei ce dormitează și nu știu în ce fel pot sfârși călătoria, eu îi trezesc strigând necontenit, biletele vă rog, urmează veșnicia. Puternic și sfânt.